Doamnelor și domnilor, permiteți-mi mai întâi să vă spun bun venit tuturor vasluienilor, tuturor formațiilor din Vaslui și să mulțumim încă o dată, salutându-i în același timp, tuturor acelora care au dat curs invitației noastre de a fi prezenți în cadrul festivalului Hora din Străbuni. Sunt printre noi formații din Mexic, Sri Lanka, Thailanda, Algeria, Rusia, Polonia, Republica Moldova și acest lucru ne bucură foarte mult. Astăzi, stimați vasluieni, începem o călătorie, o călătorie care va dura câteva zile, în care ne vom întâlni cu frumusețea Mexicului, cu îndepărtata Sri Lanka, cu Thailanda, vom avea ocazia să-i vedem pe algerieni, să îi aplaudăm pe greci, să participăm și să dansăm împreună cu rușii, cu frumoasa formație din Polona și cu vecinii noștri din Republica Moldova. Această călătorie, scuzați-mă că sunt puțin emoționat, nu se va sfârși niciodată, pentru că oamenii aceștia, participând la festivalul nostru, văzând, mergând printre dumneavoastră, culegând impresiile, vor transmite peste tot acolo în lume unde se vor duce și astfel amintirea aceasta va rămâne vie pentru totdeauna. N-am nicio îndoială, se bucură de popularitate inclusiv la Vaslui. Aceleași aplauze ca la început pentru Neamărin! Mulțumesc foarte mult! Să lăsăm pe Neamărin și să-l vedem pe omul din fața dumneavoastră care vine aici cu atâta drag. E vorba de Hora din Străbuni. Spun de Hora din Străbuni pentru că în urmă cu 50 de ani eu am început să dansez. Hora din Căluș, din sudul României. De atunci nu m-am despărțit niciodată de dansul românesc. În urmă cu 40 de ani am avut contact pentru prima dată cu jocul tradițional din Vaslui. Prin coregraful Centrului Județean al Creației Populare, domnul Ilașu. Aplaudați-l! Este un om extraordinar. Numai după 20 de ani și-a adus elevul la cursurile noastre ca să-l pregătească, pentru că fiecare dintre noi îmbătrânim și trebuie să lăsăm ceva în urmă. Și l-a adus pe Virgil Solomon, care ați văzut ce poate să facă aici, în fața dumneavoastră. Și anul trecut, Virginel m-a rugat să vin la Vaslui, că se întâmplă un lucru extraordinar. Că aici este un om tânăr, un om care vrea să ducă mai departe folclorul, tradiția. E vorba de directorul festivalului, domnul Lucian, l-am cunoscut, am venit cu mare drag și prin intermediul domnului i-am cunoscut pe acești doi domni, domnul președinte și domnul primar. E o echipă de oameni extraordinari. Acolo unde e o echipă, eu vin cu mare drag. În clipa aceea am zis că aici, la Vaslui, trebuie să întâmple un lucru internațional. Să primim acest festival în rândul marilor festivaluri din lume. E vorba de SIOF, Consiliul Internațional de Organizare a Festivalului Folclorice, unde eu sunt reprezentant și am zis din clipa asta, la Vaslui e România, la Vaslui e Europa, la Vaslui e întreaga lume. Vă mulțumesc, succes la toți, să produceți actul artistic așa cum v-ați propus și vasluienii să se bucure de aceste spectacole. Acesta e Vasluiul, nu cel care îl vedem noi la televizor în ultimele săptămâni. Să vă dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune! Thank you.
Thank you.